Adrian Milano, să-ți îngerțe norocul. De fapt, ironia avea să facă, astfel încât el să fie norocul acestui oraș. Aici a petrecut cea mai mare parte a vieții. Și a creat urmările capodopere, precum omul Vitruvian și cina cea de taină. Spatele mult se află castelul Sforzesco, construit în secolul XIV de ducele Sforza de Milano și în interiorul său se află mai multe muzee care găzduiesc opere importante ale lui Michelangelo sau Da Vinci. Este cea mai importantă construcție reprezentativă pentru Milano. Napoleon a ordonat dărâmarea sa în 1800, însă, după cum se vede, nu a reușit. Castelul a fost de asemenea restaurat în secolul al XV-lea. Maratonul congreselor continuă de aici de la Milano, la Congresul Internațional. Aceasta este priveliștea de pe terasa Palatului Mico. Palatului Mico. E o sală foarte mare de Și așa cum ne-am obișnuit de la Asco, doar schimbăm perspectiva. Și cum ne-am obișnuit și de la Florența, vântul nu ne părăsește. O mulțime de persoane cu umbrele, semn că suntem la un congres dermato. De oamenii au grijă de pielea lor. Dovada că ne aflăm la Congresul Internațional de Dermatologie 2019. Este area oare? Filmează asta. Ce, Adriana, ce ai auzit? Ne grăbim spre casă. Nu, suntem obișnuite cu unedele. Este a treia oară când congresul are loc în Italia și anul acesta nu este întâmplător că a revenit fix în Milano, pentru că se sărbătoresc 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, așa, care, cum am spus anterior, este un personaj foarte important în Milano. A locuit aici 20 de ani din viața sa. Congresul se ține din 4 în 4 ani. Prima dată a avut loc la Paris în 1889, acum mult timp, și revine în Italia după 40 de ani. Ediția 24 a Congresului Internațional de Dermatologie se desfășoară în prezent la Milano. Deviza de anul acesta este o nouă eră în dermatologia globală. Ce înseamnă această nouă eră vom afla în sesiunea de prezentări științifice, însă putem să dezvăluim câteva dintre subiectele principale. Putem spune că tehnologia se află peste tot în discuțiile de anul acesta. Vedem cum tehnologiile se regăsesc în toate nivelurile de management al unui pacient, de la diagnostic, prin metode minim invazive, până la tratament. De asemenea, terapiile țintite și imunoterapiile se regăsesc în tratamentul neoplasmelor pielii și medicina regenerativă are un rol de asemenea important în congresul de anul acesta. Deja au venit 15.000 de participanți, se așteaptă să mai vină în zilele următoare. După 130 de ani, asistăm aici la Milano la scrierea istoriei în domeniul dermatologiei. Cu multă tehnologie de data asta.